Scriptura spune că bărbatul este capul femeii, adică Dumnezeu a rânduit ca bărbatul să stăpânească peste femeie, iar a stăpâni femeia peste bărbat este o ocară adusă lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a plăsmuit mai întâi pe Adam, iar el a spus despre femeia sa: iată, aceasta e os din oasele mele și carne din carnea mea.